Și așa cum v-am promis, facem sport, ne place sportul. Începând cu această ediție, avem invitate permanente care ne arată ce avem de făcut pentru a avea un corp în formă. Ana Maria Florescu, bine ai revenit, mulțumesc tare mult! V-am regăsit! Oana Minculescu, mulțumesc tare mult! Eu pe voi două vă ador! Nu-mi place că... Și noi pe tine! Mulțumesc tare mult! Dacă suntem una lângă alta, eu ies în minus foarte mult pentru că nu am energie, nu știu să mă mișc, nu am nici... Deci, ești modestă și exagerez, nu este okay. Adevărat. Bine. E adevărat că putem lucra tot timpul la noi, așa. Cu noi. E bine să avem grijă, după cum vorbim de fiecare dată, de postură, de mișcare, de ce mâncăm, mm-hmm. de ce bem, de cum ne purtăm cu corpul nostru. Exact. Dar cred că suntem bine. Astăzi facem exerciții pentru umeri și gât. Și zona cervicală. Și zona cervicală, așa cum spune medicul. Vă invit să rămâneți în fața micului ecran pentru că mai avem un premiu. Și un premiu foarte consistent pe care PhysioLife Medica ni-l oferă. Însă rămâneți în fața micului ecran, da? Începem exercițiile și după aia premiile, da? Hai să vedem. Bun, o să începem să lucrăm cu zona cervicală și este un exercițiu pe care îl recomand doamnelor și domnilor de acasă. Dimineața, după ce a sunat ceasul și v-ați ridicat la marginea patului, să ne încălzim puțin musculatura gâtului, zona cervicală, cum spuneam, și umerii. Și o să începem cu bărbia în piept, capul pe spate, mișcare lentă, nu vă grăbiți, ochii deschiși. Cei din fața micilor ecrane pot lucra cu noi odată. Așa foarte e. Bine, 6. Zâmbiți și bucurați-vă de ziua care începe. 8. 9. 10. Acum punem urechea pe umăr și facem mișcarea din dreapta spre stânga și apoi invers. Nu uitați să respirați în timpul ăsta, după faceți albaștri. Și dacă cumva s-a avut cracmente, nu vă speriați, nu înseamnă nimic. Din punct... E un spectacol la urechile mele. Din punct de vedere patologic nu înseamnă nimic. Pot să vă spun că nu suntem bătrâni, suntem crocanți. Ah, perfect, ține place ce e crocant. Perfect. Ne oprim. Sănătate, colegul de la 3. Nu uitați să respirați și ne uităm în spate, ca și cum ar fi strigat cineva. Nu vă întoarceți cu tot corpul, da? Mișcarea este doar din gât. Rotim ușor. Și 3, foarte bine, lent, să mă amețim și ochii deschiși, bine, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce de urmărit este ca poziția umerilor, înainte să ne apucăm de această serie, deci în ziua în care spun de mâine voi face exercițiile, ne analizăm puțin în oglindă și ne uităm. Și ne uităm dacă avem umerii la același nivel, dacă poziția capului atunci când mă uit fix în oglindă, el stă simetric și nu ușor rotit într-o parte sau mai sus, eventual cerem ajutorul cuiva de acasă. Bun, tu ești oglinda mea acum și spune, hai să vedem. Oglinda ta spune că ai umărul stâng mai sus decât umărul drept. Nasol. Da, e rău, nu e bine. Oglinda îți mai spune că capul nu este simetric, ci ușor orientat în sus și în partea dreaptă. Și asta este rezultatul muncii la calculator. Dacă monitorul e în partea aia sau dacă poziția ta de-a lungul zilei este în direcția asta, tindem să avem o postură pe direcția respectivă. Haideți să ne analizăm puțin acasă și vedem dacă avem umerii la același nivel, dacă avem șoldurile la același nivel, dacă genunchii sunt la același nivel, dacă punem mai multă presiune pe un picior sau pe altul, e bine să ținem cont de tot acești factori. Și corectăm aceste lucruri prin aceste exerciții. Le corectăm și în postură înainte să ne apucăm de ele. Am înțeles. Și cine nu se descurcă acasă să se corecteze sau să se analizeze, merge la un specialist, noi cu asta ne ocupăm și spunem cam ce tulburări de postură sunt și unde să lucrezi. Bun. Trecem la... Continuăm exercițiile ridicând umerii și coborându-i activ. Nu-i lăsați să cadă. Ridicați, coborâți. Super. 3. Foarte bine. 4. Așa, și dumneavoastră în public de pe scaun, 5, sigur. Păi da, măcar aducător, hai să facem sport. 7. Aruncăm toată greutatea de pe umeri. Da. 9. O să cărăm o geantă mult mai grea dacă suntem capabili să facem exercițiile astea dimineața. Foarte bine, s-au făcut 10. Și rulăm. 10 în față, 10 în spate. Rulăm. Nu ne grăbim și nu uitați, respirați. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. În spate și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Mi-a plăcut exercițiul ăsta. Chiar e bine și chiar te ajută, îți stimulează circulația dimineața când suntem încă amețiți de somn. Faptul că ne stimulăm puțin circulația spre creier ne trezește, ne face mai activ cerebral și tot lucrurile merg mai bine. O să începem cu un exercițiu de izometrie și anume punem o mână în tâmplă și apăsăm cu tâmpla în mână și o punem rezistență. Vedeți, musculatura gâtului meu se contractă. Este o mișcare izometrică, deci nu se modifică lungimea mușchiului, dar crește tonusul. Și numărăm până la 10, noi mai avem încă 3 secunde, 2, 1. Minunat! Schimbăm și apăsăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent! Facem același lucru cu fruntea și apăsăm cu fruntea în mâini și apasă tare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și la ceafă, apasă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne putem ajuta de o pernă și de un perete și efectiv să mergem și să apăsăm cu capul în perete, e același tip de exercițiu. Bun, până să mergem mai departe, am rugămintea să vedem câte minute mai avem ca să știm cum să ne coordonăm noi, perfect. Hai să vedem ce mai avem de făcut. Avem niște gadgeturi pe care le-am luat... N-am făcut nimic, să știi că n-am greșit. Sunt de fapt bățul de la mop. Și l-am luat pe acesta perfect. Pentru că am vrut să le arătăm celor de acasă că putem lucra cu orice instrument de acasă și ne ajută. Bun. Și o să facem câteva mișcări ajutate de baston. Așa. Bun. Ridicăm, îl ducem după ceafă, îl ducem sus și jos. Cine n-are mop acasă pentru că vrea să facă curățenie cu aspiratorul, poate să ia un prosop între brațe, să-l țină perfect întins și să facă această mișcare. E un exercițiu ușor, nu solicită mult, iar dacă simțiți că nu puteți face mișcarea, mergeți până la limita la care puteți ajunge. Când doare nu e bine și atunci poate ar fi bine să întrebați pe cineva care se pricepe la durere. Încă două. Și ultimul. Perfect. Bun. Ducem bastonul la piept și împingem în față, dar împingem deplasând omoplate și îndepărtându-i unul de celălalt, adică ne gândim la partea de trunchi și la piept. Și 2, împinge. 3, foarte bine. Și 4, 5, respirați. 6, 7, 8, 9, 10. Minunat. Minunat. Să încercăm și pentru extensie, adică pentru musculatura spatelui și împingem cât merge de mult. Da. E o oarecare diferență. Foarte bine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și un ultim exercițiu. Exact, și o să încheiem antrenamentul cu un ușor stretching. Orice antrenament de gimnastică ar trebui să se finalizeze cu un stretching. În cazul gâtului, stretching-ul este prinzând urechea și trăgând capul mult spre partea opusă și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Doare. Data viitoare, alt stretching. Da. Se întind structurile. După câteva ședințe de stretching, nu o să mai doară, promit. Bun, așa facem. Atunci ne ținem de cuvânt. În fiecare duminică suntem aici la Dr. H, pentru că avem exerciții bune pentru sănătate. Acum am venit să mă întind, nu știu de ce. Asta-i stretching-ul. Da? Întins. Da? Asta-i stretching. Bun, și ziceam că avem un premiu. Physiolife Medica ni-l oferă. Să-mi iau hârtia, că n-am ținut minte, pentru că este foarte mult. Așa că avem trei câștigători în fiecare duminică, pe lângă Centrul Vivamus România și Aroma Harmony. Mai avem încă trei premii consistente de la Physiolife Medica. Hai să vedem ce avem. Vorbim de un pachet de 10 ședințe de fizioterapie, pachet complet, și în acest pachet intră și un consult gratuit. Avem un alt pachet de 10 ședințe de kinetoterapie, vorbim iarăși de un consult și de evaluare gratuită, și de un pachet combinat de fizioterapie cu kinetoterapie, iar și cu consultația. Îți mulțumesc tare mult! Valoarea premiilor cumulate este de 2000 și ceva de lei, așa că este important să aveți în vedere acest lucru. Vă invit să fiți în fața micului ecran cu Dr. H, pentru că aveți doar sănătate, mai aveți și premii, pentru că trebuie să fim și motivați în a face ceva, așa că aveți toate ingredientele. Ana Maria Florescu, Oana Minculescu, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Oana Minculescu rămâne eroina mea, pentru că ea arată foarte bine și este foarte sănătoasă. Tu și mai eroină, așa că am de învățat. Vreau să ripostez. Okay. Așa, mi-a fost teamă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Rămâneți în fața micului ecran cu Dr. H. Aplauze pentru invitatele mele.